Fapt că trupul Maicii Domnului nu mai era în mormânt, pentru că în timp minunat trupul ei a fost mutat, a fost ridicat la ceruri de unde se afla și sufletul ei. Această mutare cu trupul la cer a Maicii Domnului, după ce a trecut prin moarte, ca lege a firii omenești, este tâlcuită de Sfinții Părinți ai Bisericii noastre, în frunte cu Sfântul Ioan Damaschinul, ca fiind un dar al lui Dumnezeu. De ce este aceasta un dar al lui Dumnezeu? Pentru că nu se cuvenea ca trupul ei, din care s-a născut, s-a întrupat și s-a născut Hristos, Domnul, Fiul lui Dumnezeu, și prin aceasta ea devenind și ea născătoare de Dumnezeu, cum o numim până astăzi, nu se cuvenea ca acest trup al ei, din care s-a născut Hristos, deci care a biruit moartea, să rămână într-o cele ale firii, adică să fie dat firii să se putrezească, și prin această ridicare, mutare a ei la cer, s-a arătat că s-a bucurat de slava lui Dumnezeu. Slujba aceasta pe care noi am săvârșit-o acum la finalul cerniei și al litiei, rohodul Maicii Domnului, este o slujbă de cinstire a adormirii, a mutării la viața veșnică a Maicii Domnului, care se săvârșește la noi, mai ales în Ortodoxia Slavă, în ajunul praznicului adormirii Maicii Domnului, deci în 14 august. Și această slujbă, așa cum ați putut auzi, cum ați putut vedea cei care ați citit în cartea de prohod, este compusă după modelul slujbei de prohod a Mântuitorului Iisus Hristos, care se cântă, așa cum știm, în Sfânta și Marea Vineri. Pe lângă bogăția aceasta imnografică pe care am putut-o auzi cu toții din slujba prohodului, aceasta are și o semnificație bogată, teologică, adâncă, care este exprimată pe înțelesul nostru, în cuvinte ușor de înțeles, sub formă de poezie liturgică. Ceea ce reținem în mod deosebit, din punct de vedere teologic, la această slujbă, este puternica legătură spirituală între Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum am putut observa din toată slujba prohodului, și Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului. Aceasta arată că Maica Domnului nu poate fi despărțită de Fiul ei niciodată. Taina vieții Maicii Domnului este cuprinsă în taina vieții Fiului ei, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și de aceea, în icoana ortodoxă pe care o avem înainte și în fața căreia ne închinăm, a adormirii Maicii Domnului, icoană care se pictează în general și în biserică, deasupra ușilor de intrare din orice biserică ortodoxă, Hristos Domnul vedem în această icoană că poartă în brațe, în brațele sale, sufletul Maicii Domnului, înfățișat ca un prunc mic înfășat. Așa după cum Maica Domnului l-a purtat pe el atunci când a venit în această lume, l-a purtat în brațele sale, așa poartă Hristos Domnul acum în brațele sale sufletul Maicii Domnului. De asemenea, cântările acestei sărbători, mai ales troparul adormirii Maicii Domnului, care este o cântare foarte ușor de reținut pentru noi toți, tâlcuiește această cântare în cuvinte simple,
concentrează toată teologia, toată învățătura acestei sărbători a adormirii Maicii Domnului. Și anume că într-o naștere fecioria ai văzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit. De Dumnezeu născătoare, cu Tatăl te-ai la viață, fiind Maica Vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Așa cum am spus, potrivit tradiției noastre ortodoxe, înainte de a fi ridicată sau mutată cu trupul la cer, Maica Domnului a trecut prin moarte. De aceea, sărbătoarea de astăzi, care a început astăzi și va continua mâine, din 15 august, deci, această sărbătoare se numește Adormirea Maicii Domnului. Nu se numește înălțarea la cer cu trupul la Maicii Domnului. Este acest lucru de reținut pentru noi toți, pentru că mutarea la cer a Maicii Domnului, pentru mutarea la cer a Maicii Domnului, nu se folosește nici termenul de înviere, nici termenul de înălțare. Deci asemănarea cu Hristos Domnul, a slujbei, provodului și a slujbei Maicii Domnului, merge doar până la un punct. Maica Domnului nu s-a înviat pe sine și nu s-a înălțat pe sine însăși la ceruri, ci a fost mutată, a fost ridicată de Dumnezeu, Fiul ei. Nu singură s-a înălțat pe sine la cer. Și om fiind Maica Domnului, a trecut, ca toți oamenii, prin moarte. Iar pentru că a fost născătoare de Dumnezeu, în sensul că a născut ca om pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, acesta a mutat-o, a ridicat-o din moarte la viața veșnică. Așadar, mai întâi trebuie să reținem lucrul acesta, că Maica Domnului trece prin moarte și apoi este ridicată de Hristos la cer, este luată la sine, după cum spune sinaxarul acestei sărbători a adormirii Maicii Domnului. Sfinții Părinți ai Bisericii ne învață că după cum trupul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trecut prin moarte, dar nu a cunoscut stricăciunea, adică nu a cunoscut descompunerea, nici trupul Maicii Domnului, din care s-a născut Hristos, nu a fost lăsat de către Fiul ei să intre în descompunere, ci a fost ridicat și mutat la viața cea veșnică. În concluzie, așadar, sărbătoarea aceasta de astăzi a adormirii Maicii Domnului trebuie să fie cinstită de noi, mai ales prin rugăciune, și am cinstit-o mai ales prin postul pe care l-am trecut acum, postul de 2 săptămâni al adormirii Maicii Domnului. Și o cinstim, am cinstit-o în seara aceasta prin slujba aceasta a provodului, a adormirii Maicii Domnului. Să cerem așadar ajutorul Maicii Domnului în toată viața noastră, să ne ajute, pentru că ea este mijlocitoarea noastră la cer și pentru că este o mijlocitoare nerefuzată de către Fiul ei. Să cerem ajutorul ei în toată viața noastră, să strigăm și noi, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, să ne închinăm ei cu credință și să îi aducem cinstirea sufletului nostru. Amin. Vă așteptăm mâine, așadar, la Sfânta Liturghie, după programul obișnuit, cu slujba utreniei de dimineață, începând cu ora 8, apoi la 9:30 Sfânta Liturghie, și vă așteptăm pe fiecare să fiți
prezenți alături de noi, să ne rugăm împreună Maicii Domnului.